Dacă ați fi fost dumneavoastră acum prim-ministru, ce atitudine ați fi luat în privința cadrelor didactice? Această testare obligatorie odată la două săptămâni din cont propriu pentru profesorii nevaccinați. Ați luat o asemenea decizie, având pronosticul pe care l-a prezentat doamna Gavriliță ieri, până la 3.000, chiar peste 3.000 de cazuri care se așteaptă în octombrie-noiembrie? Eu cred că această decizie este o decizie nereușită și ilegală, dacă doriți. Eu cred că profesorii, cadrele didactice, merită o altă atitudine din partea societății, guvernării. Cu atât mai mult că este ridicul această hotărâre a comisiei. Apropo, eu vreau să comunic tuturor celor pe care îi vizează. Ea este ilegală, această hotărâre a comisiei, pentru că, iarăși, denotă lipsa elementară de cunoștințe. Dacă, de ce e ilegală? Dacă o să ridicați această decizie din 23 sau 24 august, o să vedeți chiar în preambul, se face referință la articolul 58 din legea 10 din 2009. Legea prin sănătatea publică. Articolul 58 acolo descrie situația de urgență în sănătate publică. Ori doamna respectivă ar trebui să cunoască că la noi în țară nu este stare de urgență în sănătate publică. Ea a fost ridicată la, îmi pare că la 18 aprilie 2021. Deci luând decizia inclusiv de testare obligatorie din contul pedagogilor, făcând referință sau în baza acestui punct, ea este caduc, este ilegal. Vreți să spuneți că acum orice profesor poate să nu se vaccineze? Siguranță, e important. Nu, o secundă, nu trebuie să confundăm vaccinarea cu testarea obligatorie și tot așa mai departe. Eu cer scuze, nu este obligație să se testeze odată la două săptămâni? În cazul când persoanele angajate în sistemul educațional, din vari motive, nu au reușit sau nu se vaccinează, ei pot spune deschis managerilor atunci când îi concedează sau vor să-i concedeze, că este ilegal. Deci e bine, absolut... domnul Chico, oricum, faptul că această decizie este ilegală, să spunem, asta este un chițăbuș juridic, dar important, dar dacă ar fi fost... Dacă ar fi fost o decizie ilegală, ar fi fost adoptată corect... Ați învățat să dezvoltă subiectul. Eu totuși vreau să înțeleg. Considerați o decizie corectă de a obliga profesorii să ia testul odată la două săptămâni? Profesorii care nu s-au vaccinat, sau nu? Dați-mi voie să continui. Deci este o decizie ilegală, inclusiv din cauza faptului că face referință la articolul 58, ori noi acum nu avem stare de urgență în sănătate publică, deci nu este valid această, știu, normă, dacă doriți, această amenințare în adresa cadrului didactic. Și mai ales, sau inclusiv, noi avem codul muncii, de exemplu, care nu permite concedierea persoanelor, angajaților, în urma unor decizii absolut analfabete, nu vă supărați. Acum, în privința ce ar trebui de făcut, noi trebuie să înțelegem cu toții că vaccinarea nu înseamnă garanție 100% sau 50% de reinfectare sau de infectare. Vaccinarea este importantă pentru a reduce riscul unor forme grave de COVID. Deci e când aud că dacă ești vaccinat, poți să stai să nu te testezi, dar dacă nu ești vaccinat, trebuie să te testezi odată la două săptămâni. Și aici este lipsă de cunoștințe elementare. Deci ce trebuie de făcut? Clar că trebuie să ne străduim ca sistemul educațional să minimizeze riscurile de infectare. Trebuie statul, școlile să organizeze testarea personalului didactic și auxiliar din contul său. Și nu doar la cei nevaccinați, dar și la cei vaccinați, pentru că poți să fii vaccinat și să transmiți această infecție. Da? Deci, dacă noi ne dorim ca procesul educațional să continue în mod normal, statul ar trebui să organizeze această testare. Dar vaccinarea pentru profesori trebuie să fie obligatorie. Avem posibilitatea de a face aceste testări sau teste rapide, ele sunt în stocuri, deci nu este o mare problemă de a organiza periodic testarea tuturor angajaților din sistem, vaccinați și nevaccinați. Cât ar costa? Noi avem teste, am înțeles că sunt donate acum 100.000 de teste rapide din partea României, fapt pentru care mulțumim. Deci aici este cât n-ar costa, este cu mult mai ieftin decât să compromiți din nou procesul educațional. De aceea, statul are posibilitatea să organizeze această testare periodică pentru absolut toți angajații din sistemul educațional
indiferent vaccinat sau nevaccinat, pentru că altfel se creează impresia că prin această decizie autoritățile vor să impună vaccinarea. Lucru absolut... A treia oară vă întreb, vaccinarea pentru profesori trebuie să fie obligatorie sau nu? A doua oară confundați vaccinarea cu testarea. Vaccinarea, eu vă întreb. Vaccinarea nu trebuie impusă nimănui. Pentru că uitați-vă, felul cum să... deci, din această decizie, noi ce înțelegem? Profesorii care nu s-au vaccinat, dar vaccinarea este gratisă, vor fi nevoiți din salariile lor mizere, o dată la două săptămâni să scoată câte 500-800 de lei și să dea testul, să dea dovadă că sunt sănătoși. Ceea ce normal că îi obligă, cumva îi împinge spre vaccinare. De ce aș vă întreb? Poate e mai ușor de introdus vaccinarea obligatorie pentru profesori? Reamintesc că autorilor acestei decizii eronate că profesorii nu primesc salariul de la fundații străine cum primesc ei. Deci profesorii nu au acești bani. Dar cel mai important este altceva. Testarea trebuie efectuată periodică la toți absolut angajații din sistemul educațional, indiferent vaccinat sau nevaccinat. Deci asta nu înseamnă că tot anul înainte oamenii angajați, profesorii trebuie să plătească pentru aceste teste. Deci asta trebuie făcut.